Bună seara, români! Suntem iarăși împreună. Îmi place că suntem împreună și am spus bună seara, români, pentru că cred, eu cred că emisiunea aceasta este, a fost, și este și va fi văzută de foarte, foarte multă lume interesată de ceea ce se întâmplă în societate, în special în acel segment al realității juridice. Sigur că în de vreo săptămână, două, lucrurile sunt foarte, foarte. Concentrate din punctul de vedere al a ceea ce se întâmplă în societatea românească, și cred că o asemenea stare este generată și de cauze umane, deci de cauze subiective, de subiect, de subiectivitate, mai ales că ele sunt generate tot de subiectivitate, iar efectul este tot subiectivitatea. Sunt foarte multe subiecte, nu avem o temă astă seară, însă, având în vedere multitudinea și importanța subiectelor care le vrem să le discutăm, noi vă așteptăm cu telefoanele care le puteți da, numele de telefon sunt afișate pe ecranele televizorilor, deci puteți dumneavoastră oricând să întrebați, nu știu dacă o să puteți intra în direct, dar oricum puteți să lăsați întrebarea sau eu știu ceea ce doriți să spuneți în general vorbind la în regie și atunci, asigur, noi vă vom răspunde chiar în seara, în seara aceasta, adică atunci când vom lua la cunoștință despre ele. Să le luăm de la capăt, avem și un invitat încă nu a ajuns afară, vedeți ce este, e o situație destul de delicată, așa e la noi, mai ales că și ceea ce, despre ceea ce discutăm acum este are o cauză și anume așa e la noi. Întotdeauna suntem nepregătiți, suntem prinsi nepregătiți, exact așa cum se întâmplă și acum vis-a-vis -vis de probleme care o să le discutăm. Spre exemplu, eu n-aș mai vrea să mai aduc aminte de acel club colectiv, însă Mă, mă macină și cred că și pe dumneavoastră vă macină o întrebare la care domnul acela care conduce smurdu n-a știut să răspundă sau n-a vrut să răspundă sau n-a avut ocazia să răspundă. Noi îi oferim ocazia acum. De ce într-o asemenea situație nu au intervenit ambulanțele pentru salvarea oamenilor? Din acest punct de vedere, cred că lucrurile sunt puțin mai complicate și mai grave decât par, pentru că datorită acestui, acestui serviciu de excepție, excepțional, cu activitate de excepție, ambulanțele au început să-și piardă importanța, ceea ce este total, absolut total, împotriva ceea ce se întâmplă în statele membre ale Uniunii Europene. Ambulanța este la putere, între ghilimele, în statele membre a Unii Europene, iar serviciile acestea de urgență, pe, care sunt pe e, autoturisme sau pe alte tipuri de mașini, sunt e, excepții, adică intervin atunci când lucrurile sunt foarte grave. Asta nu înseamnă că atunci când sunt asemenea lucruri, ambulanțele nu sunt tot la putere. De, nu știu dacă ați observat că, de la o vreme, ambulanțele sunt lăsate pe. Pe planul 2 și poate că au și început să piardă teren, repet, în condițiile în care asemenea servicii de, de salvare a sănătății sunt generale în Uniunea Europeană. Și mă întreb, poate mi se răspunde cine a vrut și cine vrea așa ceva, mai ales că acel care vrea sau care a vrut așa ceva, poate acum nu mai vrea, este după părerea mea vinovat de ceea ce s-a întâmplat la, la clubul colectiv. Apoi, noi suntem într-o societate concurențială, și există autoturisme de acest tip, mașini de acest tip, care sunt la spitalele private sau la serviciile private de ambulanță. De ce nu au fost lăsate să intervină și acestea? Pentru că, după ce am văzut. Smurdu n-a prea reușit să, să, facă față la situația care era atunci acolo. Asta nu înseamnă că dacă e un serviciu de excepție sau excepțional, n-ar putea și n-ar trebui să intervină și ambulanțele care intervin tot timpul, am repet, ea trei oară când o spun, în statele membre ale Uniunii Europene. Poate că am, am putea să aflăm vreun răspuns domnule Arafat, poate, poate aflăm un răspuns în legătură cu o asemenea situație, pentru că eu s-ar putea să nu aud, poate am devenit surd, sau poate n-am fost atent la ceea ce dumneavoastră a spus, sau poate nu m-ați convins, sau mai bine zis, n-ați convins pe multă lume din acest punct de vedere. O a doua chestiune care mie mi se pare și formă intrăm în chestiunile mai grave de fond, este aceea planorului găsit și căutat tot de serviciile conduse de domnul doctor Arafat. Vă întreb, așa, vă întreb pe dumneavoastră și îl întreb și pe dumnealui. Noi n-am avea aparatură să identificăm electronic sau din alt, din alt, punct de vedere să, să identificăm asemenea obiecte în munți? Suntem încă în faza în care cei trei cei trei ciobani de miorința pas coile pe, pe munți și nu au cum să se găsească altfel decât văzându-se sau știind unde sunt, nu am înțeles deloc această atitudine și mai ales n-am înțeles acea explicație hilară, până la urmă, că erau arborii, erau plini de, de frunze și nu se vedea în, în, în jos. Este o aiureală care n-ar putea să fie crezută decât de copii, probabil, poate nici de copii de clasa 1 sau de, de ciclu primar, din învățământul primar. Domnule Rafat, credeți-mă că uh, sunteți ridicol din punctul ăsta de vedere. Uh, în al doilea rând, după cât am văzut eu, sigur că erau și foioase în zona respectivă, dar uh, sunt și rășinoase. Aceste rășinoase, în afară de, de o singură specie de rășinoase, nu și lasă frunzele. Ca urmare, cum a putut fi văzut, acum, acum acest, acest planor și atunci n-a fost văzut, dacă erau foioase. Dar eu cred că și atunci acum e cam acea situație, având în vedere că există acolo, probabil, și rășinoasele. Dar dumneavoastră spuneați că a fost bătut postăvarul, unde s-a găsit acea acea epavă de planor. Păi cum a fost bătut, bătut postăvarul? Cu pasul, bineînțeles. Dacă... Dacă el n-a fost găsit de către forțele pe care dumneavoastră le conduceați. Credeți-mă că este, este nu aproape ca a doua, eu o zic a doua, dar putea să fie și a treia. A doua gafă pe care ați făcut-o și credeți-mă că nu știu dacă poporul vă mai, vă mai putea crede, având în vedere și victimile care s-au produs acolo sau au rezultat. Din punctul de vedere al salariilor, se discută acum și ați văzut asta seară că președintele României a promulgat legea privitoare la majorarea salariilor funcționarilor publici. Apar tot felul de cifre ca număr de funcționari publici. Unii spun că sunt 200 200.000, alții spun că sunt vreo 800, alții spun că au trecut de un milion. Întrebarea mea este cât mai putem să, să rezistăm? la tot felul de neprofesionalisme, neprofesionalisme care sunt promovate astăzi de persoane care afirmă în mass media, afirmă că sunt foarte bine pregătite, sunt chiar tehnocrați sau specialiști. Am mai spus, domnule prim-ministru și domnul Iohannis, că specialiștii și tehnocrații în general, sau în special, cum vreți dumneavoastră să-i puneți, sunt făcuți în afara locului de muncă, nu prin ucenicie la locul de muncă. Chiar ucenicia înseamnă cu totul și cu totul altceva decât un tehnocrat sau un specialist. Iar dumneavoastră vreți să-i să uceniciți la locul de muncă. Acum, din acest, din acest punct de vedere, sigur că e foarte bine că se măresc salariile la unii funcționari. Eu mi-aș dori ca amândoi, și dumneavoastră, domnule președinte, și domnul prim-ministru, acesta actual al guvernului respectiv, o să spun de care, deci de aia nu, îl caracterizez, ar trebui să fiți măcar o săptămână funcționari publici sau o lună, ca să puteți trăi din acel salariu de funcționar public. Și o să vedeți cam ce înseamnă ca dumneavoastră și nu numai dumneavoastră să înclinați dacă se promulgați sau nu legea. Să știți că legea votată de Parlament e obligatoriu să fie promulgată, domnule președinte, chiar dacă specialiștii dumneavoastră v-au spus că nu e așa. Dumneavoastră sunteți obligat să, să, să puteți, obligați, puteți să sesizați Curtea Constituțională sau o să o restituiți la Parlament. Numai că în situația în care ne aveți motive, s-ar putea să vă faceți de râs. Și atunci e mai bine să. Nu mai spuneți că nu o promulgați, pentru că dumneavoastră nu sunteți rege. Regele poate sau monarhul, hai să zicem, poate să nu o promulge, poate să refuze promulgarea. Și atunci asigur că în situația asta trebuie să ne gândim că și el face parte din toate cele trei forme fundamentale de realizare a puterii într-un stat, și anume legislativ, executiv, și judecătorească. Da, aia poate să o facă. Dumneavoastră sunteți obligat, orice președinte într-o republică este obligat să facă o asemenea promulgare, dacă nu se folosește de cele două posibilități de a amâna promulgarea. Oricum, după ce ați primit legea, de, ca efect al acțiunii autorităților în cele două activități, anume reexaminarea de către Parlament sau seizarea Curții Constituționale pentru neconționalitate, mai aveți 10 zile. Ca urmare, nu aveți cum să vă pronunțați că nu puteți promulga o asemenea lege foarte, foarte importantă. Sigur că, repet, Chestiunea aceasta cu chestiunea legată de consilier ar, trebui să fiu, ar fi trebuit să o gândiți mai bine și chiar cât privește miniștrii, la care, despre care o să discutăm uh, puțin mai, în, mai, încolo. În ceea ce privește uh, tineretul, vedeți, dumneavoastră sunt foarte mulți tineri în stradă, sunt foarte mulți tineri needucați, sunt foarte mulți tineri care sunt educați dumneavoastră nu v-ați gândit domnule prim-ministru că principalul e unul din principalele elemente care, la care ar fi trebuit să vă gândiți este educația care nu se face de vreo 60 și ceva de ani în România nu v-ați gândit la așa ceva, eu n-am văzut un program de educație au existat două programe de asemenea educație nici în perioada anterioară nu s-a realizat nimic, nici în acești 25 de ani nu s-a realizat nimic în educație mergeți amândoi pe stradă Mergeți și uitați-vă la tineri, uitați-vă la oameni și o să vedeți pe fețele lor disperare. Disperare sau sunt situații de tineri care nu au nicio legătură cu realitatea. Se comportă ca și cum ar fi singur pe stradă. Gândiți-vă că acești oameni vor plăti pensii mai târziu, acești oameni trebuie să muncească, majoritatea nu muncesc. Și asta este generată nu neapărat de lipsa locurilor de muncă, ci de lipsa de educație pe care o au. Sunt foarte mulți care nu își doresc să muncească, domnule președinte și domnule prim-ministru. Știți treaba aceasta? Ați constatat vreodată chestiunea asta în, în realitate? Mergeți pe stradă și o să vedeți că nu, 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 cad, nu cade niciun rang. Eram avocatul poporului și foarte mulți oameni, nu numai eu, și alții din străinătate mergeam cu metrou, mergeam cu troleibuzul, vorbeam cu oamenii. Dumneavoastră, n-aveți când să faceți așa ceva? Atunci trimiteți consilierii să vă spună despre ce este vorba pe stradă. Sau miniștri să mai iasă din, din acele găoace și să lasă deoparte aroganța și gânfarea pe care o afișează de foarte multe ori. Mai ales acum că fiind considerați tehnocrați, n-ar avea nicio problemă cu, cu politica. Ba, au, și acum intrăm în chestiunile mai complicate în afară de cele care le-am spus, că mi se par foarte, foarte ușor de realizat, dar trebuie cineva să gândească la ele. Păi, domnul președinte și domnul prim ministru, dumneavoastră știți că nu există guvern nepolitic. De ce păcăliți lumea? De ce încercați să spuneți oamenilor că ăsta e un guvern tehnocrat și că nu are nicio legătură cu politica și cu politicienii? Are, domnilor, înalții demnitare ai statului român, pe care, sigur că trebuie să-i respectăm ca funcțiile pe care le au. Are, pentru că în toată teoria constituțională se spune, și asta mi-am demonstrat-o și eu. Toată teoria constituțională să spune că orice structură statală, dar absolut oricare, nu poate fi înțeleasă în afara politicii. Și am să vă dau și argumentul. În Constituție sau în toate Constituțiile, nu numai în a noastră, nu există reguli speciale pentru guverne tehnocrate. Sunt reguli pentru guvern. Nu contează că e tehnocrat sau că este politic, domnule președinte ele, ei, guvernele acestea tehnocrate se, tehnocrate se supun, așa cum numiți dumneavoastră, tehnocrate se supun regulilor din Constituție, ca orice alt guvern, politic sau nepolitic, depinde cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Oricum toate sunt politice. Dovada este investitura care o primește din partea Parlamentului. Putea să nu o primească. A fost un acord între partide din acest punct de vedere. Nu pentru că aceste persoane sunt cine știe ce mari specialiști în domeniu. Și acum sunt foarte, foarte contrariat o altă chestiune. Sper să vină și invitatul meu. Este profesor la, la SNSPA, la școala la școala de științe politice și administrative. Da, încă n-a ajuns. Sper că o să ajungă până la urmă. O să-l criticăm un pic, dar o să-l lăsăm să se concentreze. Domnule președinte, cum s-a reușit, cum au reușit unii miniștri care au împrumuturi la bănci, nu știu care bănci, nici nu mă interesează, să-și suspende plățile la băncile respective. Sigur că într-o asemenea situație crește dobânda. Dar cum au reușit? Pentru că sunt foarte mulți amărâți la noi în țară care încearcă nu să se suspende, ci să, să uh, reeșaloneze anumite plăți sau mai bine zis să, să, scadă rata eșalunând plățile, plățile respective. Unde am ajuns domnule prim-ministru? Am ajuns în acea situație în care să avem cetățeni simpli, cum spunea domnul președinte a României, ceea ce nu este adevărat. Da, și, și cetățenii complexi. Simpli și complex sau cum vine treaba aceasta? Când eram avocatul poporului, să știți că am, am făcut observația asupra acestei chestii și spun și acum, nu există cetățean simplu sau complex. Toți sunt la fel de la Revoluția Franceză încoace, domnilor în alți demitari. Am înțeles că trebuie să facem un pic de pauză, continuăm după aceea. Bună seara! Din nou am reușit să recuperăm și pe invitatul nostru, este profesorul Mircea Aurelniță de la SNSPA. Îi mulțumim că totuși a ajuns pe ploaia asta printre picături. Nu au fost probabil prea multe picături dar a reușit să ajungă, că altfel nu reușea, da. pentru că era... N-au fost picături de lumină, pentru că dacă erau picături de lumină ajungeam în timp util. Dar cu traficul din București, nici nu știu, cu să mai mulțumesc. Da, cu traficul din București, dacă pleci cu două ore, nu cu o oră înainte, ajungi la fix. Ajungi la fix. Cred că m-am aflat în situația aceasta. Cu da. aproape două ore a plecat și tot n-am ajuns. Da, se, se, e, da, și eu zic că este binevenit. Avem o întrebare. E o întrebare juridică, înseamnă la realitatea juridică, dacă ne-a ne sunat doamna Chirui, mulțumim pentru uh, cuvintele frumoase care mi le-a adresat, așa suntem, să știți, și o spunem așa cum trebuie, așa cum este, nu mințim, nu, nu spunem nimic din punctul ăsta de vedere greșit. Uh, Ne-ați întrebat dacă un, un proces poate fi dus de un cetățean, uh, se poate descurca un cetățean într-un proces, probabil fără avocat. Acum, eu pot să vă spun în câteva secunde faptul că depinde ce fel de proces este, întrucât în momentul de față mi-ați aruncat, mi-ați ridicat mingea la fileu, pentru că în momentul de față majoritatea proceselor sunt în așa fel făcute să prăduiască pe, pe, pe participanți, pe împricinați. Credeți-mă că n-am văzut, în viața mea n-am văzut o asemenea atitudine din partea justiției de luptă împotriva cetățenilor. În condițiile în care statul este sluga cetățeanului, iar din stat face parte și justiția domnilor judecători și procurori. Sunteți dumneavoastră slujile societății și nu noi slujile dumneavoastră. Astăzi am văzut pe Facebook o, o arătare de exprimare în care doamna Căveși spunea că nu trebuie să creadă făptuitorii că sunt mai deștepți decât procurorii. Doamna Chioveși, spiritual este o catastrofă ce a spus dumneavoastră. Și uh, suntem aici în fața unui om care se ocupă de așa ceva. Acest lucru se numește aroganță și îngânfare. Iar profesionalismul nu are nicio legătură cu aroganța și cu îngânfare, ci cu smerenia, doamna doamna procuror șef. Sper că domnul profesor ar putea să ne spună mai multe din punctul ăsta de vedere. Da, fără... Să vă mai spun în citatul? Fără smerenie, nu. Acum eu vă răspund la întrebarea legată de spiritualitate. Da. Păi da. Fără smerenie nu putem ajunge la... Nu putem ajunge pe un adevărat nivel de cunoaștere. Pentru că... Una este cunoașterea umană pe care o primim, care este limitată și, din păcate, în facultăți nu ne se spune nimic despre faptul că dacă învățăm ceva în facultate, mintea noastră prea acel soft ca soft adevărat. Dacă învățăm ceva în Politehnică, mă refer la ingineri, inginerii, inginerii consideră că numai softul lor este cel adevărat. Așa funcționează în mintea noastră. Nu, nu, dar eu mă refer la altceva, la atitudinea asta de îngânfare care există în societate, la guvern, la anumite persoane care dețin funcții publice, funcții demnități publice, nu orice funcție, și care rostesc asemenea cuvinte. Adică, cum n-am înțeles, dumneata, dumneata nu și ci omul, demnitarul. Ești în slujba cetățeanului și tu vrei să, să epatezi prin faptul că ești mai deștept ca cetățeanul? Indiferent că este infractor, doamna Chioveși, nu aveți voie să faceți asemenea afirmații. Asta demonstrează ceea ce spiritual sunteți dumneavoastră. Nu, nu, nu sunt sigur că da. Demonstrează lipsa de, de spiritualitate. Nu poți să te ridici deasupra oamenilor, trebuie să fii între oameni. Da, spiritualitatea trebuie să între oameni, pentru oameni, și nu? oamenii spirituali trebuie să fie exemple și modele de spiritualitate. Dar de ce trebuie să facem oamenii Știți. proști și pe procurări deștepți? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, există un dualism al minții care se, se centrează exact pe ego-ul individului. Păi tocmai asta spunem și noi. Știți? Da. Și atunci, oamenii care judecă în, în paradigma de timp dual, în această abordare duală, eu sunt deștept, el este, hai să spunem, mai puțin deștept, că nu-mi permis să spun prost, dar eu sunt deștept, el este mai puțin deștept, acest om <coughs> Nu poate să integreze pe cel care are o altă cunoaștere diferită decât a lui, nu poate să integreze pe acel om care are un alt nivel educațional decât al lui și atunci preferă să -l, îl categorizească în deștept și prost, în înalt și scund, în slab. Și gras. În cetățean simplu și. În cetățean simplu și. Da și, se spune cet... că... da, și e complex. Da, ah. și cetățean complex. E bine, Dragul de Isus ne-a spus clar, să nu judecăm da, pe alții. Așa e. Noi trebuie să integrăm pe ceilalți care aparent sunt diferiți de noi pentru că ei sunt pe nivelul lor de evoluție. Ei, ei aici au ajuns acum. Ah. Dar s-ar putea da ca peste 10 ani ei să, să ajungă aici și să fie invers, noi să cădem din vârful piramidei sociale. Așa este. Știți? Și Acum, atunci noi ar trebui să integrăm și să armonizăm modul nostru de a gândi mintea noastră da, cu ceilalți. Legat de acest lucru, eu am mai spus uh, problema aceasta a, a guvernului tehnocrat. El nu, nu există guvern tehnocrat. Asta e definiția cuiva. În Constituție nu există decât guverne, guvernul, pur și simplu. El nu poate să fie uh, în afara politicii, ca urmare e greu de discutat de un guvern care să fie în afara politicii. El se supune acelorși la reguli ca și guvernul politic. Și acum eu întrebam pe domnul prim-ministru, de ce unii oameni din guvern au reușit să-și să, -și, să -și suspende plata unor, sigur, cu creșterea dobânzii, unor credite făcute, tocmai pe ideea că ar fi venit în România. Adică ce, ce înseamnă treaba asta? Nu, nu pot să înțeleg, ei, nici nu am cum să înțeleg, pentru că sunt foarte mulți oameni în țara asta care au asemenea probleme și nu reușesc să o facă. Atunci ajungem în, în aceeași paradigmă pe care am trăit-o înainte de acest guvern. Adică cei care sunt acolo pot orice, ei alții sunt vai de capul lor. Apoi mai este o chestiune ca să pot să-mi închei eu uh, speech -ul. O chestiune legată de faptul că acești oameni s-au sacrificat venind aici. În, așa se spune, nu spun eu. În presă și ei au afirmat că s-au sacrificat venind aici a miniștri. Și că foarte mulți, vreo 40, au refuzat. Păi, iarăși întreb și eu, întreb și eu, eu știu așa, în eter întreb, poate că ajunge, retoric, nu în eter, transmit în eter, așa, retoric, sigur. Dar nu e retoric, este întrebarea transmisă în eter. Dar oricum se transmite. Da, se dă Dumnezeu. Nu cumva aceste personalități, pe care am văzut ce pregătire au din ce, din ce erau în zona respectivă. Oare români nu erau așa de deștepți ca și oamenii ăștia? dar nu asta e întrebarea mă întreb ce i-a dus în luptă pe acești oameni că salariul niciun caz ce credeți? știți, m-am întrebat și eu care a fost motivația mă, dânșilor atunci când au renunțat la cifra lor mare de afaceri, unii dintre ei atunci când au refuzat la anumite, au refuzat uh, un status social da, pe o treaptă foarte okay, înaltă da. ce i-a făcut? Okay. Uh, nu pot fi decât motivațiile de autodepășire, dacă avem de-a face cu așa ceva, în sensul că un ministru care se află acum în funcție poate că dorește să își demonstreze lui însuși că uh, poate să se autodepășească. Poate o altă motivație ar fi o motivație, o motivație așa zis, ascunsă, știți? Întotdeauna există acea teoria conspirațiilor Curiculovită. <gâhă>, da, cum că aparent în față el este tehnocrat și nu este implicat politic, dar să fim sincer. Uh, nimic nu poate exista în afara relațiilor sociale. Relațiile politice sunt relații de tip social, da, între grupuri, grupuri de interese. Or, numai, numai mecanismul decizional prin care Dâns și a ajuns ca ministri, mecanismul în sine este un mecanism politic. Și atunci nu putem vorbi despre un tehnocratul pur și non-tehnocratul, adică politicul. Da, spuneți-mi, eu am zis telespectatorilor, tehnocratul se face prin ucenicie la locul de muncă sau se face în afară și se duce la locul de muncă acolo? Acum, știți, printre altele, ocup și o funcție de conducere la Știu. Autoritatea națională. pentru Calificări Bănuiesc, că de aceea da. m-ați da. întrebat. Știți, ucenicia era o școală a vieții. Da. Nu Formarea lucru. se poate face și la locul de muncă și în afara locului de muncă. De. Formarea se poate face și într-un cadru organizat, în sistemul național de educație, în sistemul formal, dar se poate face și informal și non-formal. Bun, atunci putem aduce un jurist la energie ca să-l formăm la energie? Sincer, știți, se spune așa, dacă vrei să înveți să negociezi, să devii un bun mediator, învață, dar nu în timpul unei negocieri de 100 de miliarde de dolari. Și vă mai întreb un lucru. Poate să fie. Și v-am răspuns, dar. Am indirect. înțeles indirect. Un ministru justiției și asta e răspunsul. Alt răspuns. Care a fost șefa serviciului sau șef de serviciu la traducerii din alte limbi la Uniunea Europeană? Știți, noi, Românii, am uitat că avem un proverb deosebit. Omul potrivit la locul potrivit. Deci, eu rămân pur și simplu stupefiat din acest punct de vedere și vă mulțumesc frumos de întrebare. După mine. Nu poți să pui o persoană să conducă la nivel macro. Ea, persoana care obține performanța la nivel micro, ajunge bunul avocat, ajunge bunul procuror, bunul judecător, ajunge funcționar. bunul profesor, profesor, da? Ajunge cel mai bun funcționar. El este bun la nivel micro, în cadrul acelei organizații. Dar când te pui să conducă la nivel național, aici întotdeauna pot să apară probleme. Pentru că lipsa de experiență la nivel național, la nivel macroeconomic, la nivel macrosocial, această lipsă de experiență. Știți, la un moment dat l-am auzit uh, uh, pe distinsul jurnalist, uh, eu, Cristă, prima afirmație adesea despre acest guvern tehnocrat, uh, lumea tot vorbea foarte frumos despre de desemnați și se făcea asociere, știți, cu faptul că au lucrat în străinătate, au lucrat în alte vorbi, iar Ion că a spus, haideți, domnule, vedeți-vă de treabă, dacă ar fi condus la nivel macroeconomic o Europa, atunci ar fi fost bine. Și știți cum s-a exprimat? E drept, eu nu aș fi întrezit să mă Vedeți-vă de... Da, de, este jurnalist, se poate exprima așa. Dar s-a exprimat fără a zis, haideți domnule, vedeți de treabă, ducea cafelele pe acolo, domne. Nu a zice chiar așa, dar... Așa a spus dânsul, nu da. eu. Dar, dar credeți-mă, între ceea ce au fost, unde au fost și ceea ce sunt acum, e o diferență așa de mare, încât îmi creează impresia că nu o să meargă chiar așa bine ceea ce s-a dorit să facă. Domnul dom dom profesor. Dar, pe de altă parte, dacă îmi permiteți, Rup. vreau să vă spun ceva. Eu sunt de următorul principiu, știți? Dacă a ajuns într-o funcție și a fost ales, propus, într-adevăr, am și eu inclusiv colegi care au refuzat să devină miniștri. Și am vorbit cu dânsii. Și dacă tot au ajuns acolo, am putea să le acordăm un răgaz <laughs> și, și, să vedem domnul, ce vor face. Domnul, dacă greșeala e capitală, domnul, o să-mi pare rău că le-am acordat răgazul. Domnul profesor, Știți, este ca și cu colectiv. Eu, nu uitați unde lucrați. Ucenicia da. la locul de muncă da. este pentru șoferi, strungari și alte da. asemenea Așa meserii. Este. Nu pentru funcții politice sau exact. dimineață politice. Iertați-mă, asta Așa se este. Aveți Și atunci nu putem să, să spunem că să-i lăsăm să învețe. Păi aș vrea să-i răspund tomai, totuși, tomai doamne, închiru. Nu aș vrea să-i lăsăm să învețe pe pielea unui da. popor. Aș vrea să-i să răspund în, în continuare, în doamne, chiru și după aceea o să reluăm. Uh, având în vedere specializarea unor procese și această atitudine care văd în justiție de, eu știu, de, am fost și eu procuror și judecător, de uh, cum să zicem, de, hai să zicem, neînțelegere a părților care nu și-au un avocat, după părerea mea, n-ați putea să, să reușiți decât în procese simple, partaj, eu știu, divorțuri, uh, chestiuni de astea simple, dar nu procese grele, de aceea ar fi trebuit să vorbim... Uh, concret despre ce este vorba și ce tip de proces se află acolo. Domnul, domnul profesor, Ponta zicea că sunt bani pentru măriri de salariu, nu e niciun fel de problemă. Actualul guvern spune că nu. Președintele României a spus să nu, nu promulg legea de majorare a salariilor la funcționari, iar asta seară a promulgat-o. Ce înțelegeți dumneavoastră în treaba asta? este un joc politic. Politic sau altfel? Eu, sau lipsa de concentrare, ca eu să nu spun altfel? vreau să cred că este un joc politic. Și eu vreau să cred la fel, dar vedeți că jocul ăsta politic duce la la depresii nervoase în, în țară. Oamenii nu știu treaba asta. Știți? Uneori, vodă care conduce un popor, acest vodă, uneori, poate spune adevărul unui popor, alteori nu poate să-l spună. Dar știți ce este interesant? Niciun vodă care a condus acest popor nu a venit și nu a spus poporului rău, -a dat -o, nu a venit cu o dare de seamă la sfârșitul mandatului, nu a spus asta e datoria țării, nu a spus ne aflăm în această situație. Ni s-a propus hai să strângem curaua, mi ni s-au tăiat salariile, dar nu s-a spus de ce. Și văd că niciun guvern, niciun vodă care conduce, niciun șef de partid, nu spune clar care este situația reală a economiei României. Nu se dorește, nu știu ce se întâmplă, de ce... Noi în management știm următorul lucru. Mai întâi știi, facem o analiză de diagnostic. Unde suntem? Care e gradul de îndatorare? Trebuie să răspund la întrebarea de ce m-am îndatorat? Cum am fost folosiți banii? Există o regulă acești bani trebuie folosiți, nu pentru consum. Știți, țăranul nostru, țăranul, nu mă refer la fermierul no. mai bețivan, la no, cel țăran. mai nu, țăranul. Oare îndașul? Da. Deci, țăranul nostru, când își adună recolta, el întotdeauna își oprește o parte din recoltă pentru, pentru a însemănța în anul no. viitor. Nu înțeleg de ce ne împrumutăm și tare aș vrea pentru să și eu cu niște buni economiști, dar care să aibă curajul să pună iul sub punct să spună, domnule, dacă n-am împrumutat unde sunt banii? Cum au fost drămâi și folosiți? Pentru că dacă eu mă împrumut și consum tot acești bani și cheltuiesc pe consum am auzit aberații ale societății de consum. Nu vă sprați, eu în Bruxelles am învățat cu totul și cu totul altceva. Aberații. Trebuie să stimulăm consumul, pentru că dacă vom stimula consumul, în acel moment o să crească producția. Sunt aberații. Aberații, sigur. Pentru că... Investițiile sunt. Da, evident, fără investiții și fără creșterea productivității, aici trebuie să fie corelația. Dar la un moment dat au uitat, chiar și, chiar și mari economiști ai țării care ne-au condus. Au început să spună la fel. Aceasta este o metodă, este o găseliță de a stimula consumul. Prin stimularea consumului nu produci, produci polarizări. Și produci poate deflație. Exact. Noi trebuie, trebui, nu am văzut, dar aș vrea și eu să văd încă o dată ce mari proiecte industriale a rățării. Nu că tânjesc după dar aș vrea să văd niște investiții în industrie. Pot să glumesc un pic? Păi l ați văzut. Vinderea fierului vechi de la uzinele care erau înainte. Și le spun telespectatorilor, puteți să-mi dați sau nu dreptate, sigur. În Anglia sunt uzine care au câte 200-300 de ani. La noi de ce nu se puteau retehnologiza sau moderniza uzinele de 50 de ani? Știți, o să vă dau un exemplu. Capital românesc, capital uman și capital spiritual. Da lor Slatina a auzit de cuvântul retehnologizare. Directorul general Dobre. Acum este tot în funcție. Adro, o companie, îi se spunea pe vremuri Perla de Aurie, a spus un prim-ministru, pe bună dreptate. Eu vreau să întreb, întreb altceva. Cum a fost manipulat și influențat poporul român de către niște politicieni care nu au avut cultură economică managerială? S-a spus că statul este cel mai prost administrator. Iar eu vin și da. spun, aș fi într-o totul de acord dacă dumneavoastră cel care a făcut această afirmație ar putea generaliza Dar atâta timp sunt întreprinderi de stat care sunt bine conduse, problema e de management și problema este clară, omul sfințește locul, forma de proprietate. Dacă te omul e sfânt. Dacă omul e sfânt, ori ca să fie sfânt, el trebuie să fie un manager spiritual. Așa este. Știți? Da. Și atunci eu vin și întreb. Păi eu învăț în Bruxelles, eu învăț în state, mă duc în Germania, oriunde mă duc, sunt format în cultura occidentală. Și peste tot învăț același lucru. Firmele care nu merg bine au pierderi, statul le vinde. La noi a fost invers. Tot ce a fost bun a fost privatizat. Păi este atât de simplu, dacă eu privatizez ceva care produce o de aur, și eu le privatizez în loc să vând ore de aur și bănuțul să rămână buzunarul statului, să avem bani pentru educație, pentru cultură, pentru sănătate, da, pentru justiție. Da, eu am vândut găina de aur în loc să vând ouăle de aur. Da, domn' profesor, e, e și o altă chestiune interesantă. Vă dau exemplu lui Air Canada. Da. acea societate, una, că sunt multe, da. canadiană de stat de transporturi aeriene. În momentul în care acest, exemplific ceea ce a spus, în momentul în care acest Air Canada, societate de transport aerian, repet, a intrat în pierderi, în momentul acela statul a, a privatizat-o. Și în momentul în care ea nu mai e pe pierderi, o trece, o, se etatizează societatea asta. E exact ceea ce a spus. Interesați-vă și o să vezi că sunt și alte situații, numai aici. Adică avem dreptate. La noi exact invers. La noi cam toate sunt exact invers. Și atunci vă întreb eu pe dumneavoastră, domnule profesor. Trecem de, cred că de când suntem, din reformă în reformă de la Mavrocordat încoace tot reforme avem de la 1741 da. din 7 februarie când a apărut așezământul lui Mavrocordat Constantin Mavrocordat și atunci vă întreb cum, cine mai poate să mai aibă încredere în reformele astea Sau dacă, și a doua întrebare dacă vom ajunge undeva la final o reformă să-și producă efectele că și acum tot o reformă suntem știți Că, apropo de reformă, declarăm că este reformă, în realitate nu este, mă împrumut, declar că fac o nouă reformă, în realitate nu este, iar mă împrumut și se acumulează datoria. Păi ce facem cu Și altumă? am auzit chiar enormități de genul, nu e adevărat, trebuie să fi. Am, am auzit enormități din gura politicienilor noștri, nu te poți dezvolta decât dacă te împrumuți. Nu vă supărați. <laughs> Dar nu trebuie să plătim împrumuturile sau. Nu vă supărați. Eu rămân surprins. Deci eu știu un lucru: că dacă ai performanță managerială, vorbeam de arostratina, nu faci credit și te retehnologizezi din Prin... propriul profit. Din investiția ta? Da, din propria ta investiție. Da. Este incredibil. Parcă în România nu s-a auzit de retehnologizare, s-a auzit doar de privatizare, apoi tăiere a fabricilor, da? Dus la fier vechi cum Fără retehnologizarea de... pe care o fac englezii de 100%. Exact. De. Dar știți, ce e interesant, de ce oare nimeni nu vrea să ia la purăcat așa frumos și să, să analizeze? Da. Contractele acestea de privatizare, profesor, ce s-a întâmplat cu ele? Noi, da, știm toți, noi am pus niște întrebări, O, 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 o cred că zeci de întrebări astăzi. Sper că serviciile de, de presă de la președinție, de la guvern, de la ministerele de specialitate ne vor răspunde ce se întâmplă, pentru că noi de aia suntem puși aici ca să vă sesizăm ceea ce poporul gândește. Trecem din reformă în reformă, cum spunea domnul profesor. Și acum om ajunge, Pe păi e reformă? Om ajunge la, vreo, la, un, vreun efect de reformă. Probabil, profesor. după mine, vom ajunge la uh, dispariția identității naționale ca popor. Vom ajunge la uh, oricum, prin faptul că este membru într-o alianță politică-economică și într-o alianță politică-militară, automat noi am cedat parte din suveranitate, dar dacă sunt membru într-o alianță și eu nu am management performant, normal că și aliații noștri se supără și la un moment dat să spună stop robinet, cum s-a întâmplat și în Grecia și or să spună, nu vă mai dăm nu sunteți da. în stare să, să luați bani europeni. Domnule profesor, ceva mă, nu este în regulă. Vă rog o ultimă întrebare poate că și... totuși, acum știu -a poate că tehnocratul noi, oricum, o să reluăm discuția asta împreună. Știți, să știți, data viitoare o reluăm. Dar, oricum, de curs de 9 luni, eu nu cred că un guvern tehnocrat poate să producă o mare schimbare. Știți ce mi-aș dori? Să văd o strategie agreată de absolut toate partidele. Haideți să suspendăm treaba asta până data viitoare, ca să o facem, să o continuăm. Cu drag. Și, și a doua chestiune, a doua chestiune, ultima întrebare, și trage și concluzia, comunicarea ar putea schimba ceva. Din tot marasmul ăsta? Da, ar putea schimba, dar vedeți dumneavoastră, o să vă spun ceva, la un moment dat am făcut un studiu cu ajutorul studenților mei de la facultate și am dat, i-am împărțit pe grupe și fiecare grupă de studenți trebuia să monitorizeze pe fiecare canal de televiziune, pe fiecare post de televiziune ce se întâmplă și să monitorizeze aparițiile ministrilor. Vreau să vă spun că m am luat cu mâinile de cap. Toți miniștrii exact ce spuneam noi. erau pe ecranele televizoarelor, toți miniștrii erau la posturile de radio și eu mă întrebam atunci, când se mai lucrează în această țară? Deci ajută comunicarea sau nu? Ajută enorm de mult. Lipsa comunicării poate duce la conflicte, lipsa comunicării poate duce la negativarea imaginii, imagine de țară, imagine de minister, imagine de... Uh, imagine locală, imagine regională. Lisea... Mai avem un, un minut, să știți. Da. Adică ar trebui să terminați într-un minut. Și atunci o să trec la altceva, o să trec la avantajele comunicării. Într-o relație... La data viitoare. A, data viitoare. Trageți concluzia pentru că ne promiteți că marțea viitoare sunteți aici să continuăm discuția într totul de acord. Prin comunicare putem să evoluăm. Ca urmare, estimați și dragi telespectatori și telespectatoare, dar în primul rând telespectatoare, că sunt doamne, noi vom relua discuția aceasta care vedeți că a început să fie uh, inflamantă, inflamabilă și inflamantă. Vom relua pentru că mai sunt foarte multe uh, întrebări de pus la ordine în zile și vor, vor mai fi și altele până marți. Ca urmare, îl rugăm pe domnul profesor uh, Niță să ne promită că va fi marți marțea viitoare aici, de la început de la începutul emisiunii ca să putem să discutăm chestiunile acestea pendelete, iar dumneavoastră să puneți în continuare Po întrebările de rigoare. Vă mulțumim, domnule profesor, de participare. Și eu vă, mulțumesc. vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și să sperăm că data viitoare ajungem la un final și la niște concluzii. Vă mulțumim. Și o seară bună!